PC Garage. Salutare și bine v-am găsit la unboxing-ul mouse-ului de gaming Giz G1750, un mouse dedicat gamingului cu senzor optic. Vom vedea întâi ce este în pachet, după care vom afla câte ceva și despre specificațiile produsului. Cutia este lipită cu două bucățele de scotch. Acesta este mouse-ul nostru, un mouse frumușel cu accente argintii, cele două butoane de click, butonul de switch al sensibilității DPI, rotița de scroll, două butoane laterale, avem senzorul nostru și cele patru piciorușe de teflon care facilitează alunecarea mouse-ului pe suprafața pe care este așezat. Conectorul este obișnuit de tip USB, iar cablul este lung și flexibil. Mouse-ul de gaming Giz G1750 are selectorul de DPI care schimbă între 800-1600 și sensibilitate maximă de 2000 DPI, 4000 FPS, accelerația este 15G, are 6 butoane, piciorușele sunt de teflon, iar dimensiunile sunt 114x75x41 mm, la o greutate de 120 de grame. Garanția tehnică a produsului este de 12 luni, garanția de conformitate de 24 de luni. Produsul poate fi găsit pe site-ul pcgarage.ro în linkul din descriere.